Tarifele de la energie au luat o razna și asta nu doar în România, ci și în alte țări ale Uniunii Europene. În opinia europarlamentarului hunedorean Iuliu Winkler, creșterea exagerată a acestor prețuri are la bază trei motive, dintre care și unul intern, la care se adaugă și legislația comunitară cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În primul rând, efectele post-criză. Deci anul 2020 a însemnat o oprire a economiilor în întreaga Europa și în întreaga lume. Acum suntem în perioada de volatilitate în care consumurile diferă, în care industria a repornit, dar încă nu în întregime și în care există aceste efecte post-criză. Celălalt aspect, care este un aspect, să spunem, intern, este acela al liberalizării pieței, care s-a întâmplat la începutul anului. E o liberalizare care s-a tot amânat în ultimii ani din motive diverse, în general politice. Ba era an electoral, ba nu eram pregătiți. Deci am amânat liberalizarea, pe care apoi am făcut-o, dar am omis o informare factuală și clară a populației ce trebuie făcut, cum anume trebuie să reacționezi. Și este și al treilea aspect clar, care este un aspect speculativ, al furnizorilor, al producătorilor din energie, al modului în care reglementările europene sunt aplicate și este evident și efectul anunțului pe care Comisia Europeană l-a făcut cu acel pachet de 12 legi legate de legea climaterică europeană, care vine să impună reducerea emisiilor de, cu efect de seră în întreaga Uniune Europeană. Iuliu Winkler opinează că o plafonare a prețului energiei, așa cum s-a produs în Spania, poate fi obținută doar după discuții complexe cu Comisia Europeană, mai ales că România a liberalizat tarifele din domeniu doar în acest an. Totodată, europarlamentarul hunedorean crede că este importantă acordarea de subvenții pentru cei care se vor afla în dificultate atunci când va fi vorba despre plata facturii la energie. În spațiul public s-a vorbit foarte mult zilele trecute de decizia din Spania, acolo avem un guvern socialist care a aplicat această decizie a plafonării prețurilor. Acum, eu v-aș spune că, reamintind că tocmai am făcut liberalizarea prețurilor în ianuarie, deci cu siguranță că, din punct de vedere economic, ar crea mari probleme pe piață dacă acum, după câteva luni de la aplicarea legii, am revenit la o plafonare. Sigur că ar trebui să avem o discuție foarte complicată cu Comisia Europeană pentru a motiva aceste lucruri. Spania se află într-un alt context economic, într-un alt context politic și ei au luat această decizie și au negociat-o cu siguranță cu Comisia Europeană. Eu cred că noi acționăm corect atunci dacă păstrăm acum liberalizarea pieței, chiar dacă ea produce aceste greutăți deosebite unor categorii ale populației, venind cu compensații pentru a ajuta pe cei care sunt în dificultate. Eurodeputatul hunedorean crede că ne aflăm într-o situație dificilă și a prezentat măsurile adoptate de guvern pentru sprijinirea celor cu venituri reduse la plata facturilor de energie. Iuliu Winkler a mai precizat că la nivel guvernamental se discută deja despre creșterea plafonului de venit pentru persoanele ce pot beneficia de subvenții la plata energiei consumate. Ne aflăm într-un pericol acut al unor facturi mari și al imposibilității multor oameni de a plăti aceste facturi. De aceea, guvernul pregătește două categorii de măsuri. În primul rând, vedeți că în sfârșit avem legea consumatorului vulnerabil, care a fost și ea amânată. Acum, sigur că de la lege până la aplicarea în practică, mai sunt câțiva pași pe care guvernul trebuie să-i facă, în așa fel încât cei care sunt cu veniturile până la 1000 de lei, ei sunt eligibili pentru ajutor de încălzire în iarna aceasta, sub imperiul legii consumatorului vulnerabil, 1000 de lei de persoană sau de cap de membru de familie, să primească ajutoarele la care au dreptul. În același timp, este prea puțin, pentru că și persoanele care se află în categorii de venit puțin superioare sunt totuși ele îndreptățite să primească un ajutor. De aceea, din câte știu, se lucrează în Ministerul Energiei la un act normativ care va acorda
ajutoare de încălzire și anumite compensații pentru majorarea prețului facturii și acelor persoane care sunt situate cu veniturile între 1.000 de lei și salariul mediu pe economie. Chiar dacă aceste măsuri există pe hârtie, Iuliu Winkler așteaptă ca ele să fie și bugetate, în prezent nefiind precizată sursa de unde se vor lua bani pentru subvenții. Totodată, europarlamentarul Hunoe Dorean speră ca procedurile de acordare către populația subvențiilor pentru energie să nu fie îngreunate de tradiționala deja birocrație autohtonă. Cred că va trebui făcut și efortul bugetar ca să fie bugetate aceste măsuri. Ele în momentul de față, așa cum vorbim noi astăzi, nu sunt încă bugetate, deci va trebui găsită resursa financiară și apoi va trebui aplicată, sper eu, cu cât mai puțină birocrație, pentru că birocrația va descuraja și va complica foarte mult situația. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată de 1 TV Deva, imediat după buletinul de știri. Emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, dar și pe canalul de YouTube al 1 TV Deva.